Aproape de miezul nopții, bărbatul s-a luat la bătaie cu un alt sătean, acesta provocându-i răni în zona feței. Agresorul a luat ce i-a fost mai la îndemână, adică o furcă, și i-a aplicat câteva lovituri persoanei vătămate. Totul s-a întâmplat la Crăiești, iar în urma incidentului, bărbatul a fost desfigurat. Inițial, pacientul a fost dus la spitalul orășenesc Târgu Bujor, dar pentru că rănile erau destul de profunde, a fost necesar transferul la spitalul din Iași. În cursul nopții a fost o solicitare pe 112 pentru un bărbat de 37 de ani din Crăiești care a fost agresat de un vecin. Pacientul cu multiple leziuni la nivelul feței a fost preluat de colegii noștri paramedici de la SMURD din Târgu Bujor, a dus la spitalul Târgu Bujor, de unde un echipaj de-al nostru a preluat pacientul de 37 de ani, care prezenta un traumatism craniofacial grav, cu fractură de mandibulă, cu fractură de os zigomatic, în urma unei agresiuni cu furca din partea unui vecin, se pare. A fost transportat de urgență la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei, preluat de serviciu de urgență și ulterior transferat tot de un echipaj de-al nostru la Spitalul Sfântul Spiridon Iași pentru tratament de specialitate, în special chirurgie maxilofacială.